Salut! Bă, ești nebun, sunt Victor Eftimiu, sunt comedian, sunt în carantină, sunt... vreau, deci, dacă în aceste vremi, de sezonul ne pierdem umorul, pentru că noi, ca români, și aș vrea să vă zic că cât timp îmi fac, uite, cafeaua, să vă... Stai, am apăsat așa. Să vă zic un banc, ca să mai și râdem, ca să ne și distrăm, să vorba aia. Deci... pe care să-l zic? Să-l zic pe ăla cu ardelenii... Să-l zic pe ăla cu ardelenii în tren? Sau să-l zic pe ăla cu baba violată? Pe ăla cu baba violată, ok. Deci, o babă... Dai să-mi pun asta după gât, că... O babă... Stai să nu, că nu... Deci, o babă, la un moment dat, merge ea ce merge pe stradă și, băi, ești nebun, pula, pizda, nu niciuna, nici două, se trezește că vine unul, era în parc, ești nebun, și din parc, din tufe, iese unul. Băi, ești nebun, iese unul din tufe. Și zice, mamaie, stai că ori îți fac felul, ori mă las să te violez. Îi zice, babei. La care baba, aoleu, nu știu ce. Și ăsta... Astea sunt trei lingurițe. Eu pun mult, deci nebun. Hai, cam mult. La care ăsta zice, da. Și baba zice, acum, na, asta e, pula, ce să fac? Că decât să mă omoare, mai bine să mă... Înțelegi? Așa, violeze. La care baba zice ok, ăsta se bagă, ăsta începe, ăsta se dezbracă. Și s-a dezbrăcat, adică era de oricum dezbrăcat, era în parc, era un, așa. Și stai să dăm mâna. Am dat ăsta jos că ești nebun, altfel cădea asta, că a mea mai căzut, ești nebun. Și baba zice, fă-mi felul, nenorocitule. Ăla începe să se, cum vorba aia, adică iese, știi? Că la viol ăsta se bucură când violează, că de obicei se gândesc, poate nu violez, dar acum că violează, se bucură. Și se întâlnește, adică nu, deci am început să facă așa și nu, să îi se scoale pula, pizda, ești nebun, pula, și îi se scoală și se repede pe babă, pe care o pune pe canapă ăsta, pe canapă, era un parc, într-o tufă, nu într-o tufă, lângă o tufă, pe jos, pe iarbă în scoar și începe să... Că el, violatorul, că de-aia violează, că e tot timpul erect, de cuvânt. Și când să-i dă, îi dă, dar de fapt nu poate, pentru că nu poate să intre în babă, pentru că baba e uscată. Că babele sunt uscate, ești nebun, pula, pizda. Și în sfârșit... A găsit gaura, că nu, n-a mai găsit gaura și întreba, dar ce ai, mamaie, de ce nu pot să îți găsesc gaura? La care ea zice, nu știu ce, că țipă, că ea țipa, că nu, ea nu vroia, voia și nu voia. Să, știi? Dar el, până la urmă, reușește și cum era el cu mătărânga, păi ești nebun, pula, sculată, pizda, dă să intre și intră, dar e greu că e uscată baba și nu e bine, adică nu se simte bine. Că e uscat, când femeia e uscată jos, nu se simte bine. Cred că se face. Și până la urmă mergem... Hai să iau asta, stai. Așa.
Ești nebun, pula, pula, uite ce repede s-a făcut. Pizna, pizna. Și, e gata. Stai să... Stai. E greu să... Și până la urmă, brusc, brusc el reușește să intre bine și merge foarte ok să facă, să o violeze. Că e foarte brusc, baba se udă. Băi, și nebun până la pizda, pizda, de unde se udă? Se udă baba. Și zice, dar ce e mama e, că înainte nu mergea și acum merge, îți place? Și la care baba zice, băi, și nebun, zice ea că puroiul, nu, că zice, nu, că până, stai, că, fiule, că unde-i crustă e și puroi. Coronavirus.